Fostul premier al României, Mihai Tudose, vrea să revină la conducerea organizației județene PSD Brăila. După ședința Comitetului Executiv de la Neptun, când s-a hotărât organizarea de alegeri în toate filialele care au conducere interimară, am discutat cu domnul Ion Rotaru, domnia sa, spunându-mi că nu mai dorește să candideze și că opinia lui ar fi ca eu să vin înapoi la organizație. Cred că și de aici a venit reacția colegilor, care au spus că mă propun și mă susțin. Înțeleg că domnul senator a mai vorbit cu domniile lor și s-a generat acest lucru. Și atunci, da, candidez, dacă toată lumea își dorește acest lucru, este o onoare, a scris fostul premier pe contul său de socializare. Mihai Tudose a demisionat din funcția de președinte al PSD Brăila în 2015, când a fost ales vicepreședinte național al PSD. Decizia luată după ce regulamentul intern le interzicea membrilor să dețină în același timp o funcție de conducere centrală a partidului și o funcție de președinte al unei organizații județene. După demisia sa, interimatul a fost preluat de primarul municipiului Brăila, Aurel Simionescu. La începutul lui 2016, după ce DNA l-a reținut pe Simionescu, conducerea județeană a PSD Brăila l-a numit președinte pe senatorul Ion Rotaru.